Vântul puternic din ultimele săptămâni și furtuna care a ridicat valuri de 7 metri au mușcat o bucată importantă de tablă din navă, care s-a și scufundat în câteva ore. Vasul, care a aparținut pe vremuri lui Aristotel Onassis, pare să fie acum al nimănui. Primăria nu poate interveni, iar autoritățile ridică din umeri. Nava Evanghelia era într-o stare avansată de degradare, însă nu se dezmembra. Valurile mari și vântul puternic au rupt o bucată mare din epavă. În imaginile surprinse zilele trecute din timpul furtunii se vede tabla ruginită care abia se mai ține pe corpul navei. Ea ne învață că, indiferent din ce suntem făcuți, suntem trecători pe lumea asta. Și, din păcate, timpul n-a stat în loc pentru ea. Primăria a încercat să afle a cui este epava Evanghelia din Costinești sau cel puțin care este instituția care ar trebui să se asigure că nu este un pericol pentru turiști. Cert este că nu e în arenda autorității navale române, nici a apelor române și nici a Ministerului Transporturilor. Având în vedere că este pe apă, ar trebui să se ocupe ori apele române, ori ANR-ul, dar din păcate nu ar fost revendicată de nici una dintre acestea și nu se află o grada nimănui, deci ea nimănui. Nava Evanghelia i-a aparținut vestitului armator grec Aristotel Onassis și a ieșuat în 1968 după ce a navigat foarte aproape de țărm și a rămas blocată în nisip. Acolo ar fi fost abandonată de echipaj și astfel a devenit proprietatea statului român. O altă legendă spune că marinarii ar fi naufragiat intenționat pentru ca proprietarul să încaseze asigurarea.